De ce CSM? De ce CSM? Pentru că este o echipă destul de mare, este un proiect destul de palpitant, să zic așa, de... Și cum am zis ea înainte, handbalul crește, trece prin bine și aici sunt. La prima contact, să zic așa, cu Andrei, cu echipa, m-am prezentat. Cum e acasă? Diferit, după 20 de ani, se pare că ceva diferit, dar sigur o să intru în ritmul României, să zic așa. A fost grea decizia? Decizia a fost un pic grea din cauza că acolo aveam un loc de muncă, lucram la Comitetul Olimpic Spaniol. După 20 de ani m-am obișnuit să nu vă speriați din când în când mai scot un cuvânt spaniol, dar cum am zis, handbalul este viața mea și a fost 35 de ani de zile handbal. În ultimul an ai făcut și naveta din poartă pe bancă și tot așa, ți-a fost greu să te retragi. Da, eu îmi ziceam că handbal nu mă lasă să mă retrag, pentru că îmi ziceam, gata, o las, ea mă chema, hai, nu vrei să ne ajuți, nu vrei să vii, nu faci și eu zic, hai să vin, zic, na, eu cum am zis, handbalul e handbal, e viața mea. Să veniți la o echipă cu cea mai bună handbalistă din lume, ce înseamnă și, cum vă întreba lumea mereu de Cristina Neagu? Ombre, normal, având... stai că am dat-o pe partea alaltă. E normal, când ai o jucătoare, cea mai bună jucătoare din lume, și mai ales că nu a fost o dată, a fost de trei ori alesă de cea mai bună jucătoare, ea zice nivelul echipei, nu? Ca să zic așa. Dar eu cred că am venit mai mult pentru portat. Dacă mă întrebați, ea vreo săptămână așa, să ne cunoaștem, să ne intrăm un pic... Eu cred că am să pot să vorbim mai mult de portari. E cea mai bună echipă, să spunem, de portari pe care o vedem în Champions League sau Sighiorul are portari buni? Echipa de portari, nu știu cum să zic, clar că sunt bune, sunt jucătoare care sunt la lot, au fost la lot până acum, cu experiență, au de toate, nu? Și varietatea care este din România, Croația, sunt diferite, nu? Dar și așa cum mai vin și un pic cu picătura mea spaniolă, așa că nu se știe niciodată ce iese. Sigur o să fie cea mai bună. Mulțumim.